O să fac astăzi niște biscuiți de quinoa. Am aici, am fiert 250 de grame de quinoa și o să pun 2 ouă, o să pun chimion și o să pun 3 linguri de făină de asta fără gluten, care e amestecată. Puteți pune făină normală, puteți pune făină fără gluten, de care aveți. Și se poate pune, cui place, se poate pune un pic de usturoi, praf de usturoi sau praf de ceapă, dar eu nu pot să mănânc. Și dacă vreți să vă salvați rețeta asta, este foarte bună, de făcut aperitive pentru Crăciun. Cine nu poate să mănânce pâine, biscuiți aceștia, să pot face aperitive, să pui pe deasupra hummus sau să pui diferite brânză cu... O să fac, o să vă și arăt că o să fac câteva aperitive așa pentru Crăciun. Și acum o să pun ouăle, făina, chimionul și o să las așa o jumătate de oră să stea quinoa. Și ia uitați, așa mi-a rămas aluatul. O să las așa o jumătate de oră măcar să stea. Și eu am niște forme. O să le fac în formele astea. Dacă nu aveți formele, puteți face cu mâna biluțe și le apăsați. Cine nu poate să mănânce ouă, nu nimic, că doar cu quinoa și cu făină care o puneți, leagă. Deci nu-i problemă. Dacă nu vă place chimion, nu puneți chimion. Puneți condimente ce vă plac și, bineînțeles, sare, că se cheamă biscuit sărat. Și i-am făcut cu formă așa. Uite. Și acum mai bag la cuptor 20 de minute, cam 180 de grade. Și ia uitați ce minunat sunt biscuiță. Deci puteți să-i puneți în pungă de hârtie și să-i folosiți așa, că în loc de pâine puneți pe ei ceva ce vă place, brânză sau o cremă de ce vreți voi, sărată sau hummus.